Seara trecută a avut loc spectacolul Colinde de Crăciun, ce a reunit de la mic la mare artiști mehedințeni pentru a îmbogăți în pragul sărbătorilor de iarnă atmosfera festivă prin cântec. Tot în cadrul evenimentului a fost amenajat un colț înfățișând scena nașterii Mântuitorului, dar și o colecție impresionantă de obiecte și piese vestimentare vechi din folclorul românesc. Sunetul colindelor a răsunat seara trecută în sala mehedințeană de la Pădurea Crihala. Palatul Culturii Teodor Costescu organizează ca în fiecare an acest amplu spectacol în care sunt invitați grupuri folclorice și să ne simțim bine, să fim fericiți. Acești tineri care vor evolua astăzi sunt plini de exuberanță creatoare, sunt frumoși, sunt tineri și duc mai departe tradițiile populare. Avem un grup nou înființat, Flori de Sânziene, sânziene mehedințene, dar vor evolua astăzi doamna Sița Novac, grupul Flori mehedințene. Interpreți îndrăgiți, alături de grupuri cunoscute sau nou înființate, alcătuite din tineri talentați, au animat atmosfera cu cântece de sărbătoare. Sunt împreună cu un grup mai restrâns, dintre elevii mei, de la Palatul Copiilor, intitulat Oltena și Oltencuțe. Suntem în această seară în frumoasa sală mehedințeană pentru a susține un program de colinde tradiționale în cinstea sosirii sărbătorilor de iarnă. Eu am un grupuleț de 4 fetițe, deși în grupul cel mare sunt tot ele formați de mine. Venim cu drag aici. Sânziene mehedințene este un grup de tinere talente format din fete din Drobeta Turnul Severin. Este un grup la inițiativa, Dacielei, Rotaru Mâțu și a domnului Mihai Munteanu. Este un grup care își dorește să ducă mai departe și să promoveze mai departe tradițiile folclorului mehedințean. În cadrul evenimentului a fost amenajat un decor înfățișând scena nașterii lui Iisus Hristos, iar în deschidere, reprezentanții ai bisericii au adresat invitațiilor prezenți cuvinte de binecuvântare în prag de sărbătoare. Fiecare dintre colindători îl vestește pe Hristos așa cum simte el, așa cum crede el. Perpetuăm și ducem mai departe tradiția minunatelor noastre colinde, care au apărut odată cu primul colind. Primul colind nu a fost un colind pământean, și a fost un colind ceresc. Și primii colindători au fost îngerii care au cântat Osana pentru cei de sus, lui Dumnezeu, pace, și între oameni, bunăvoire. Iată, acesta este mesajul colindelor. Pacea cerului și darul cerului, trimis pentru noi prin nașterea Mântuitorului Hristos, când este alegea Betleemului, este menit să ne încălzească sufletele, să ne întărească în credință și în faptă bună și să rânduiască bunul Dumnezeu, să rămânem cu toții în lumina stelei de la Biflaim. Printre participanți s-au numărat de asemenea colecționari de costume și obiecte tradiționale românești. Am început să colecționez cu pasiune costume populare, văzând că satele își pierd tradițiile vechi. Colecționez nu numai costume populare, ci și alte obiecte de etnografie, elemente de cult, ceramică, fotografii. Soțul meu se trage din comuna Balta, sat Gornovița, și din lada de zestre a bunicilor am strâns piesele care stau la baza colecției mele. Din acele piese am început să alcătuiesc costume populare pe baza fotografiilor pe care le-am găsit în casa bunicilor și să transform această pasiune într-o colecție care se compune în prezent din aproximativ 50 de piese. Evenimentul Colinde de Crăciun a fost organizat de către Palatul Culturii Teodor Costescu cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin.